Ia să ne mai relaxăm și noi puțin, domne, că prea multă încrâncenare, prea... Pe următorul personaj nu-l cunoașteți, n-aveți de unde, nici măcar nu contează cum îl cheamă. Important e că-i prefectul județului Constanța și că abia citește de pe o foaie. Context, în data de 21 mai, de ziua Sfinților Constantin și Elena, a fost și ziua orașului Constanța. S-au organizat defilări, festivități, pupături pe obraj, pupături de mâini, pupături în fund și tot așa. La un moment dat urcă la microfon, cum spuneam, prefectul județului Constanța. Maestre, ia-o de aici! Bună ziua! Sfinții împărați Constantin și Elena, aici și-au petrecut ultimii ani ai vieții marele poet latin Ovidiu, care a consemnat în operele sale prețioase informații despre viața și obiceiuri geților. În fiecare an, prin sărbătorirea zilei Constanței, marcăm un moment al bucuriei și al mândriei că suntem locuitorii acestui tărâm încărcat de istorie. Doamne, ăsta e prefectul Constanței? Serios, a fost condiție la concurs să fie analfabet? Ce mândrețe de prost! Deci domnul prefect, da? Adică așa cum se spune, reprezentantul guvernului în teritoriu. Doamna Dăncilă, cred că sunteți atât de mândră de el, nu? Cum citea el de pe hârtiuța aia împiedicat, așa, ca la carte. Mă rog, poate avea și emoții, că era totuși ziua orașului. Deși, boss, nu era mai simplu să iei o sticlă de vin pentru sărbătorit, puneai și un buchet de flori și gata, scăpai de obligații. Dar nu, frate, ei trebuie să vorbească, să spună ceva, să fie creativi. Constanța, cunoscută ca una dintre cele mai înfloritoare cetăți de la malul pontului Euxin, Dobrogea este un tărâm al contrastelor, al mozaicului cultural, un exemplu de conviețuire între etnii. Odată cu revenirea Dobrogei la România, după 1880, apare denumirea de Constanța. Orașul va deveni principalul port al statului român, fiind în prezent unul dintre cele mai importante și moderne porturi la nivel european. Doamna Dăncilă, e fratele dumneavoastră acest băiat? Mamă, la clasa 1 copiii citesc mai cursiv. Am dat o căutare pe Google cu aceste formule, cu cele mai înfloritoare cetăți, cu tărâm al contrastelor, cu mozaic cultural. Ei bine, da, sunt copiate de pe net. Practic, discursul prefectului este o compilație de informații din istorie și economie, plus 2-3 piruete de-astea stilistice luate cu copy-paste de pe internet. Ce-o fi zis prefectul? Lăsă-mă că nu se prinde nimeni. Iar dacă îi pun un titlu inteligent și o copertă de-aia groasă cu scris auriu, îmi iau și doctoratul cu această lucrare, cu acest mozaic cultural. Nimă!